Îmi explicați, vă rog, situația din Abu Dhabi. Este vorba despre casa familiei Abramici. Se vor construi trei biserici, una pentru islam, a doua pentru creștinism și a treia pentru iudei. Într-un cuvânt se spune Crisla. Da. Bine, deci Crislam, deja cuvântul spune Christianity, Christianity and Islam. Deci creștinism și islam. O combinație dintre creștinism și islam. Bun, lucrul acesta este că din anii 70 din secolul trecut a apărut mișcarea asta în Nigeria, în orașul Lagos. Și știți că în Nigeria ei tare se luptă creștinii și musulmani între ei. Iată, acum recent, iar au fost omorâți vreo 50 de oameni într-o biserică, foarte multe atacuri teroriste, vin de la extremiștii musulmani. Și mulți creștini sunt omorâți. Deci acolo în Nigeria, în anii 70, a apărut mișcarea aceasta și deci ei încearcă să se axeze pe lucrurile pe care le au în comun creștinii și musulmani și ei, ei zic că pot fi împreună, este o singură religie, că se închină la un singur Dumnezeu. Numai că lucrul acesta este un fals, este un șelăciune. Un șelăciune pentru cei care au inventat-o și un pentru cei care se alepesc de învățătura aceasta. Pentru că diferența majoră care este, în primul rând, nu este același Dumnezeu. Dumnezeu Biblie și Dumnezeu și Balah nu sunt același Dumnezeu. Nu, 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 nu Același Dumnezeu este prezentat în Coran. Sunt Dumnezei diferiți. Apoi, alt lucru este că cu totul diferit îl concepem pe Domnul Isus Hristos. Pentru musulmani, Domnul Isus Hristos nu este decât unul din, din proroci. Și ei nu cred, ei cred în învierea Lui, dar ei nu cred că Isus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu și că El este Dumnezeu. Ei nu acceptă divinitatea Domnului Isus. Dar iată, în creștinism, creștinismul pe asta este bazat pe credința în divinitatea Domnului nostru Isus Hristos. Și dacă cineva neagă divinitatea Domnului Isus Hristos, înseamnă că neagă persoana Lui, neagă lucrarea Lui de mântuire, El neagă pe El ca și mântuitor, nu poate fi mântuit un Așa. Domnul Isus a spus, eu sunt calea adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât doar prin mine, dar doar prin el înseamnă așa cum este el prezentat, ca și Dumnezeu adevărat în Dumnezeu adevărat. Deci, oamenii care se alepesc de religiile acestea, în dorința lor de a avea unitate cu oamenii, nu putem unitatea cu orice preț, dar ne place pace, am vrea să avem pace, am vrea să avem unitate, să avem înțelegere cu oamenii de diferite religii, dar nu putem accepta unitatea cu orice preț pentru că unitatea cu înseamnă a rata mântuirea, a nu fi mântuit și noi nu vrem aceasta, noi vrem să fim mântuiți. De aceea, orice om care cu adevărat și sincer vrea să fie mântuit și îl interesează mântuirea sufletului său propriu, atunci numai decât va crede în Domnul Isus Hristos, va crede exact așa cum este prezentat Domnul Isus Hristos în Biblie, nu într-un alt Isus, sau nu cum e prezentat el în alte cărți religioase, sau eu știu, oricine vrea să-l prezinte, nu, va crede exact așa cum este scris în Noul Testament despre Domnul Isus Hristos și numai așa poate fi mântuit. Cât privește clădirile acestea, mă rog, câte clădiri sunt în lumea aceasta religioase, câte temple, câte care n-au nimic de a face cu mântuirea și nu-i conduc pe oameni la mântuire. Și apoi, mântuirea nu ține de o clădire. Mântuirea ține de credința, de persoana Domnului nostru Isus Hristos și de credința noastră în el. Așa scrie în Biblie, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci mântuirea este, dragii mei, numai prin credință în Domnul nostru Isus Hristos.